toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității. Acesta este articolul 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Cetățenii știu că au drepturi și de multe ori se folosesc de ele, însă unul dintre ele este cel mai cunoscut de oameni. Dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la securitate, dreptul la spațiu privat. Care drepturile la viață, în primul rând, da. Și dreptul la trai, care nu este. Libertate, prosperitate, dezvoltare. Și dreptul la viață. Libertate. Libertate. Dreptul la muncă, dreptul la învățătură, libertatea presei și mai sunt câteva. În anul 1948, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, care a avut loc la Paris, a fost adoptată Declarația Universală a Drepturilor Omului.